Secretarul Consiliului Național pentru Securitate și Apărare, Alexei Danilov, a anunțat miercuri în urma unei ședințe a Consiliului că starea de urgență va fi introdusă în toată Ucraina pe o perioadă de 30 de zile și ar putea fi prelungită cu încă 30 de zile, dacă Rada Supremă de la Kiev va aproba această decizie în termen de 48 de ore. Este vorba despre măsuri de prevenție în vederea menținerii calmului în țară pentru ca economia să poată continua să funcționeze, drept reacție la ceea ce s-a întâmplat acum două zile în Rusia, iar forțele ucrainene sunt deja în război cu separatiștii susținuți de Rusia. На всій території нашої країни, крім Донецької, Луганської області, буде введений надзвичайний стан. В залежності від території, в залежності від того, наскільки будуть вважати доцільним проводення тих чи інших речей, які виписані згідно нашого законодавства про правовий режим надзвичайного стану, що це може бути. Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження певний рух транспорту, це може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів. De altfel, Ucraina a început de miercuri să recruteze rezerviștii cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, în urma unei decizii prin decret a președintelui Volodymyr Zelensky, iar perioada maximă de serviciu militar este de un an. Ucraina dispune de peste 200.000 de rezerviști în plus față de cei peste 250 de membri ai forțelor armate regulate, în cazul dacă vor exista persoane care vor refuza de a se prezenta la concentrare fără motiv plauzibil, ar putea fi sancționați administrativ și penal. Tot miercuri, Rada Supremă de la Kiev a votat proiectul de lege prin care civilii vor avea dreptul să poarte arme de foc pentru a se apăra în cazul unei invazii la scară largă. Una dintre cele mai grave crize de securitate din Europa din ultimele decenii s-a declanșat după ce președintele rus Vladimir Putin a recunoscut două zone din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk, ca fiind independente și a ordonat dislocarea de trupe, fiind comasați 150.000 de militari ruși la frontiera ucraineană, potrivit Occidentului.